Continuăm, dragi prieteni, seria emisiunilor de Crăciun. Al doilea invitat, îmi face o deosebită plăcere, este doamna senator Roberta Anastase. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! I-am rugat, dragi prieteni, pe invitați în măsura în care au anumite obiecte, anumite jucării care le aduc aminte despre copilărie, să le aducă. Și doamna Anastase chiar i s-a părut ideea bună și a zis, eu l-am pe Judy. Judy este în brațele doamnei senator. Care e povestea lui Judy? Este o păpușă veche, oricum. Este o păpușă care are o vârstă mai mare decât a mea. L-a primit mama în primul ei an de facultate și, în schimb, a fost nelipsit de lângă mine, evident, în toată copilăria mea. Și oriunde m-am mutat, l-am avut pe Judy cu mine, inclusiv la cămin, în facultate, peste tot. A fost el și încă și la facultate? Un urs, da, în camera de cămin l-am avut, da. Și el și cu un urs au fost păpușile mele favorite de când eram mică și în continuare sunt niște păpuși la care țin foarte mult. Nu vreau să intrăm, că nu e misiune de aia, nu este o misiune din aceea de dezvoltare personală să vorbim, dar de ce i-a purtat peste tot? Așa, pur și simplu, poate cred că m-am gândit să nu îi pierd, să nu se distrugă. La un moment dat, când eram eu foarte mică, am fost cu părinții la mare și mama, spunând, da, e o jucărie murdară, i-a zis lui tata, l-aruncăm pe Judy. Tata i-a spus mamei, mai ai grijă că e Judy, totuși. Și atunci au convenit să lase lângă coșul de gunoi în casă, ca să vadă pe parcursul deplasării noastre dacă îi voi duce dorul lui Judy. Și bineînțeles, în momentul în care am plecat, am realizat că l-am uitat pe Judy acasă, le-am spus părinților că mi-e dor de el, iar în momentul în care am ajuns acasă, am întrebat disperată unde e Judy, că nu-l găseam. Și când l-am găsit, l-am luat în brațe și nu l-am mai lăsat. Dintr-un punct de vedere, Judy este o imagine, sau este o imagine a copilăriei, din ce bag de seama. Categoric. Și eu sunt un copil singur la părinți. Probabil că aici găsesc explicația faptului că mie îmi plac foarte mult păpușile. Întotdeauna am avut multe păpuși, acum când merg în străinătate, când vizitez locuri noi, îmi place să-mi iau o amintire, o păpușă. Și mă gândesc că de aici, neavând alți copii, ca și în familie, în sensul acesta. Și mașinuțe pentru băiețelul dumneavoastră, bănuiesc. Sau Lego, haideți ca să acum suntem, acum suntem mai mari un pic, da, suntem la Lego, da. Spuneți-mi, vă rog, n-aș vrea să-mi dați un răspuns standard, dar care, cum arată, nici întrebarea poate părea una extrem de prozaică, de comună. Cum arată Crăciunul, nu zic perfect, dar un Crăciun liniștit pentru dumneavoastră? Fiindcă știți de ce? Vorbeam cu cineva zilele trecute și mi-a zis, Bogdan, nu mai pot intra în atmosfera de Crăciun. Asta cu atmosfera de Crăciun, ce înseamnă? Vă iese? Atmosfera de Crăciun pentru mine, da, o asociez cu, în primul și în primul rând, cu mirosul de brad. Natural, 100%. Da, și asta m-a făcut ca de fiecare dată să iau brad natural. Tocmai pentru că mirosul ăla de brad, eu îl asociez cu Crăciun. Tot din copilărie se trage. Tot din copilărie n-am avut brazi artificiali niciodată, nici la noi acasă, nici la bunica mea. Fiecare dată, că era mai frumos, că era mai urât, că era mai chel, nu contează, dar de fiecare dată a fost brad natural. Și atunci mirosul ăla de brad este mirosul care mie îmi spune Crăciun. Care când trebuie împodobit?
vă dați seama că dacă nu e brad natural, nu e brad artificial, el trebuie împodobit cât mai aproape de Crăciun, că altfel, deci nu din cauza... Până în 15 nu l-am împodobit. Nu l-am împodobit, n-am împodobit niciun an înainte de 15, undeva în jur de 20. Așa, mă bucur tare mult de el, dar mi-e foarte frică să nu vină momentul în care să se... cum zicem noi, să se plăștească, da, da, da. Exact, ăsta era cuvântul la care mă gândeam și eu. Și atunci, ca să fie frumos, nu zic că las și căldura, bă, cât se poate, închid caloriferul din spatele lui, țin geamul deschis, îi pun apă de fiecare deci dată. Deci nu... Da, 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 pentru că îmi place foarte mult. L-am podobit? Și l-am podobit. Cum și... este în fiecare an preferat să cumpărați globulețe nu, noi? Nu, nu, sau nu. Aveți aceleași globulețe? Am aveți globulețe, globulețe și în momentul în care bunica mea s-a prăpădit, singurul lucru pe care mi l-am dorit a fost să iau aceste lumini de Crăciun care erau sub forma unor clopoței. N-am mai văzut instalație din asta niciodată și globulețe. Mai funcționează instalația? Și globulețele... globulețele bănuiesc că... Haideți că acum începem mai întâi să plângem. Eu înțeleg că trebuie una. Da, ați petrecut Crăciunul la bunica? Ați petrecut Crăciun când erați mică la bunica? Ei, nu. Seara de ajun, întotdeauna am făcut-o la Ploiești. La părinți, acasă, la bloc. Da. Așa. Pe 23 august. Acolo stăteam, mă rog, pe... iar și fiecare seară, în ajun de Crăciun, mergeam în parcul de distracții, în orășelul copiilor. Și când ne întorceam acasă, de fiecare dată era pumul împodobit. Care sunt obiceiurile de Crăciun pe care le păstrați și în familia dumneavoastră, și din copilărie? Că știți, la un moment dat se spune că suntem, ne plac, cum noastră v-au plăcut globulețele și ați ținut neapărat doar instalația și globulețele la bunica, ne place să păstrăm, involuntar pe semne, să păstrăm obiceiurile de când eram mici. Care sunt acele obiceiuri care le păstrați în familia dumneavoastră? Am încercat într-un an să fac cozonaci. În anul în care eram însărcinată, drept care am luat frumos rețeta, mama mea nu face cozonaci. Pentru că mi-a zis, bă, mie niciodată nu mi-ies, mi-ies așa pe burtă. Cel mai bine e să lăsăm oamenii specializați, ei să fac lucruri bune și noi să le luăm de la ei. Eu am spus, nu, nu se poate, voi deveni mamă, trebuie să fac cozonaci în familie. Am frământat o groază, m-am dus, am ales toate ingredientele. Soțul meu mi-a zis, realist, știi că așa vorbind costă mai mult dacă ingredientele decât dacă mergem și le luăm din magazin. După care am frământat, i-am lăsat, au crescut superb. Miroseau minunat când i-am băgat la cuptor, au ieșit o frumusețe și tari, îngrozitor de tari. Evident, pe măsură ce eu pregăteam, soțul meu mă filma, trimitea la toți prietenii. Minune! Toți prietenii spuneau, nu, 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 e fake, arată-o și din față, să-i vedem fața că e ea, sigur nu e ea. Mă rog. V-ați deci, lăsat de făcut cozonaci în acel an? Atunci am încercat și și v-ați lăsat după aceea sau ați insistat? Nu, n-am mai încercat. Pentru că, practic, puteai să spargi capul cu ei. Deci ați spus la întrebare la mama dumneavoastră pe semne, că făcea cozonaci. Bunica. 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 Bunica făcea cozonaci, niște cozonaci absolut de expoziție. Niște chestii așa care creșteau enorm, pufoși, o nebunie. Nici mama n-a avut vocația asta, e clar că eu pe mama o moștenesc. Îi cumpărați așa, da? Da, cozonaci. Da, da. Dar ce faceți de Crăciun? Vreți neapărat ceva să poarte ștampila dumneavoastră, cum se spune, marca dumneavoastră? Ei, întotdeauna facem salată de beof și sarmale. Da, asta deci tradițional. Da, 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 da.
Practic nu simțim Crăciunul fără... Crăciunul acasă sau nu neapărat? Că știți că aici există o dilemă. Nu, acasă. N-am făcut. Un singur an am fost plecați din țară, în Laponia, când era Albert mai mic și atunci mi s-a părut așa că a fost un vis al meu pe care l-am avut din copilărie și mi-am dorit foarte tare să-l împlinesc lui. M-am bucurat și eu la fel ca un copil. La Disney și în Laponia, toți și adulții. Toată lumea se bucură. Da. Exact. Dar atât, în toată viața mea, în rest, n-am plecat niciodată de acasă, de Crăciun. Ultima întrebare. Credeți că tradițiile de Crăciun, nu Crăciunul în sine, dar tradițiile de Crăciun sunt în pericol? Fiindcă, vedeți, trăim într-o lume nebună. E adevărat că lumea evoluează. Că sau depinde de familie. Până la urmă, știți cum e, e o chestie de opțiune. Nu cred. Cred că undeva în sufletul nostru lucrurile rămân așa. În același timp, da, mi-aduc aminte în preajma anului meu, de exemplu, când era la bunica, că veneau tot timpul colindători. Că mă uitam că ningea afară și îi vedeam pe colindători că vin și era o mare bucurie bunica mea de fiecare dată punând și mere și nuci și ceva bănuți să le dea acelor copii care veneau de mici până... Mie mi-e dor de acea imagine. Și mie mi-e dor. Asta vreau să spun, că mi-e dor de acea imagine, dar sunt conștientă că lumea evoluează. Sau involuează din acest punct de vedere. E greu să te da răspunsul. E foarte greu de da răspunsul. Mi-a arătat un prieten că și îi arată copilului lui de fiecare dată pe unde merge săniuța lui Moș Crăciun până ajunge la el acasă. Știți că e un site pe care care se vede, poți să urmăresc știe săniuța lui Moș Crăciun. Asta noi n-am avut în copilărie. Eram, mă rog. Da. Dar Moș Crăciun există lucruri, cu siguranță. Și cu bune și cu rele, categoric Moș Crăciun există, eu cred în Moș Crăciun. Și... Mie mi-e teamă că tradițiile vor dispărea și pe de altă parte vedeți că există două zone, Maramureș și Bucovina, care păstrează. Atrag clienți turiști tocmai prin faptul că spun vină să petreci un Crăciun tradițional. Da, mi-e dor de acea imagine, colindătorii care vin, care nu sunt neapărat după bani, care primesc și mere și care să colindă. Fiul nostru colindă, are unde? Nu ați mai colindați? Nu colind, dar de fiecare dată ne întâlnim în preajma Crăciunului cu fiinii noștri, iar fiina mea colindă și ea și fratele ei. Și cântă foarte frumos colinde și mereu îi ascultăm pe ei colindând. Deci au păstrat. Mulțumesc mult de tot pentru participare, pentru faptul că v-ați deschis să vorbim despre Crăciun, despre globulețele de la bunica, care sunt acolo, da? Și instalația și le și folosesc în fiecare an. Care funcționează în continuare. Da. Vă mulțumesc mult, vă doresc sărbători frumoase. Mulțumesc tuturor, sărbători fericite și dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal, revenim, dragi prieteni, în curând.